Gabriela Cristea a fost recent supusă unui control de rutină care a scos la iveală probleme legate de tensiune arterială. În urma acestui diagnostic, cadrele medicale au decis să-i monteze un dispozitiv holter pentru a monitoriza tensiunea pe parcursul a 24 de ore. Această măsură a fost necesară, având în vedere că rezultatele au arătat o tensiune mai mare decât normal, iar Gabriela a fost fătuită să-și revizuiască dieta și stilul de viață. Prezentatoarea TV a declarat că va trebui să se concentreze pe consumul de alimente cât mai neprocesate. Incluzând o varietate de fructe și legume proaspete în alimentația sa. Aceasta a subliniat importanța unui stil de viață sănătos, mai ales în contextul problemelor de sănătate recent descoperite. Pe lângă aceste provocări personale, Gabriela a fost și subiectul unor comentarii negative pe rețelele sociale, în special în legătură cu o activitate recentă pe care a desfășurat-o alături de fiica ei. Cele două au mers împreună la laborator pentru a prepara prăjituri, un moment pe care Gabriela l-a împărtășit cu fanii săi. Cu toate acestea, reacțiile nu au fost toate pozitive iar prezentatoarea a simțit nevoia să răspundă la criticile primite. Această situație evidențiază nu doar provocările cu care se confruntă în privința sănătății, ci și presiunea social-media, care poate influența percepția publicului asupra vieții personale a celebrităților. În concluzie, Gabriela își propune să-și îmbunătățească sănătatea și să rămână conectată cu fanii săi, oferind în același timp exemple de viață sănătoasă și echilibrată.